Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi, nu știu cum, trebuie să ne descurcăm, că uite, sunt alții care fac cumva și se duc la muncă, nu știe nimeni, și își încasează salariul și după aia nu se mai duc deloc și nu se prinde nimeni. Serios? Avem și noi niște colegi de genul ăsta. Da. Un senior care a cheltuit de la serviciu 6 ani a fost prins abia când urma să fie premiat pentru vechimea sa în muncă. Asta mi se pare cel mai tare. Genial. S-a întâmplat în Spania, Joaquin García. I-am dat și numele să-l facem de râs. Era paznic la o stație de tratare a apei din Cadiz și era angajat de administrația locală de mai bine de 20 de ani. El era angajat paznic acolo și la un moment dat s-a plictisit să se mai ducă în fiecare zi la muncă. Da, ce? Și n-a mai venit. Adică că îți dai seama că s-a plictisit săracul dacă a cedat. Basta. Ții. Da. Și ai zbunut, nu mai vin. Ulterior, când a izbunit tot scandalul, a fost și un proces, avocatul a zis că n-a mai venit pentru că, de fapt, nici n-avea nimic de făcut acolo și, practic, că venea, că nu venea, tot aia era. Deci nu era vina lui. Era în pericol de moarte, că putea să moară de plictiseală. Deci la stația de apă. Deci n-a mai venit și planul a funcționat timp de 6 ani. Și și-a încasat salariul lună de lună, chiar dacă nu lucra deloc. Sunt curios dacă i-au dat și o resuplimentare. Și, mă rog, s-au încurcat două departamente. Fiecare departament presupunea că celălalt departament era responsabil de supravegherea lui Joaquin. Adică unde era el angajat, nu era prea clar la ce departament. Asta e cel mai bine. Și când nu e clar ce șef ai și ca atare ăia se încurcă între ei și s-a terminat. Distracția s-a terminat pentru Joaquin când a fost nominalizat pentru un premiu pentru cei 20 de ani de serviciu în cadrul companiei. Și a fost sunat să vină să-și ia premiu și ăla a fost momentul în care cred că nu i-au recunoscut vocea și n-au știut cine este, că ce se întâmplă, s-au prins în momentul ăla. Ce a făcut Joaquin în acest timp? Susține că a studiat filozofia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.